Am simțit și am intuit aceste ore petrecute împreună într-un climat celest și în prezența nevăzută, dar reală lui Hristos, reprezintă un ospăț duhovnicesc. Ne-am fructat din el cu multă plăcere și ne-am întărit din omul din lăuntru. La acesta au contribuit domnul profesor Pavel Chirilă, maestrul și distinsul român și om al lui Dumnezeu, Dan Turic, domnul Răzvan, domnul Sorin, domnul Florin Șinca, domnul Marcel Pechișor, încât am trăit clipe îmbibate cu savoarea cerului. M-am bucurat de ceea ce domnul profesor Chirilă a spus și ne simțim foarte onorați ca pe arena eparhiei noastre să avem un asemenea centru de martirologie. Și credem că vom răspunde acestei chemări, pentru că avem și teologi, și preoți, și mireni foarte înzestrați și animați de un patriotism sănătos și de iubire aprinsă pentru legea noastră românească. Din cele ce am auzit și am văzut și am experimentat aici și acum, am primit îndemn consistent să privim spre cei ce au suferit în acest loc, să avem o pildă vrednică de urmat și să ne asumăm și noi starea de jertfă, despre care vorbește atât de frumos Sfântul Chiril, Patriarhul Alexandriei. Deci, fără această stare asumată, noi nu avem acces la Tatăl Ceresc și nu putem lua cu asalt Împărăția Cerurilor, precum ne îndeamnă Hristos, prizonierului Caiafa, inculpatul divin din Pretoriu și de pe Golgota, leul lui Iuda, viteazul cu inimă de leu, Iisus din Nazaret și Fiul lui Dumnezeu din cer, care ne-a asigurat că dacă noi îl ascultăm, vom fi acolo unde este El. După ce mă voi înălța de pe pământ, eu pe toți voi trage la mine. Și am mai spus, unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Să învățăm în special, pe cum am auzit adineori, de la martirii închisorii acesteia și a închisorilor României, că încrederea în Dumnezeu, răbdarea și rugăciunea ca și colocul cu dumnezeirea lui strălucitoare ne ajută să răzbim și să înaintăm în marș triumfător spre grădina veșnicilor împliniți. Și să nu uităm cum e Sfântul român Ioan Iacob de la Hozeva, legea noastră românească și pământul strămoșesc s-au păstrat cu multe jertfe care nu se pomenesc. Să le pomenim și ne vom înnobila și ne vom onora nu numai numele de creștini, ci și numele de români, de trăitori
în acest paradis etnic. Suntem încercați, dar Dumnezeu are un plan expres cu neamul nostru. Și este, precum spunea învățatul Petre Țuțea, neamul nostru este una din minunile lui Dumnezeu în marșul său pe acest pământ. Aici se aud zgomotul pașilor lui Dumnezeu. Umblând printre noi, precum umblau de când în Valea Serii, în Edenul paradisiac. Minunat! Mă opresc aici, vă mulțumesc, cu adevărat ne-am edificat, ne-am întărit și ne-am umplut de entuziasm dinamic pentru Dumnezeul cel viu, pentru Părintele Luminilor, de la care vine toată darea cea bună și darul cel desăvârșit. Bunul Dumnezeu să vă aibă în pază dragostei sale plânde și tămăduitoare și să vă împlinească toate dorințele de folos și de mântuire. Acum facem rugăciunea.